Antonia a spus Deliei că a văzut persoane care îi umblau în sertarul cu produse și îi luau lucruri fără să-i ceară. Delia le povestea că și ieri s-a întâmplat ceva asemănător. S-a supărat pe Iuliana pentru că aceasta i-a luat fără să-i ceară voie niște pietricele pentru a-și face manicura. Delia le zicea fetelor că a discutat cu Iuliana despre acest lucru și a întrebat-o de ce a procedat așa, iar Iuliana a motivat că Delia dormea în timp ce ea și-a făcut manicura și n-a putut să o întrebe, iar Delia a spus tocmai că dormeam, nu trebuia să-mi umbli în dulap. Ionela s-a simțit cumva vinovată pentru că ea a făcut manicura Iulianei și spunea Deliei, eu nu sunt de vină pentru că n-am știut ale cui sunt produsele. Spunea Ionela că gelurile cu care i-a făcut Iulianei unghiile erau ale Antoniei, dar nu a știut că pietricelele le-a luat de la Delia. Delia spunea că nu, ea nu se supără, împrumută lucruri, dar a fost deranjată că nu i s-a cerut permisiune.